Bună seara, bine v-am regăsit! Continuăm să transmitem în direct imagini de la nunta anului, petrecerea organizată pentru Ianis Hagi și mireasa lui. În câteva momente vă arătăm fotografii spectaculoase făcute de cei mai buni fotografi de-a lungul întregii zile și cu sosirea invitaților. O aveți în imagini pe Mihaela Joana. Mircea Joana a sosit în urmă cu doar câteva momente. Iată, chiar acum este întâmpinat cu șampanie de Ianis Hagi și mireasa lui. Sunt acolo în spatele acestui aranjament spectaculos pe care îl vedeți la Palatul Știrbei. Mircea Joana și Mihaela Joana au fost alături de Ianis și Elena și la cununia din biserică, la care au participat doar cei mai apropiați prieteni și membrii familiei. O bisericuță superbă, o ceremonie foarte frumoasă pe care ați urmărit-o în direct la Antena 3 CNN. Vă reamintesc că grupul Antena transmite în exclusivitate imagini de la această petrecere de la Palatul Știrbei, care este împodobit romantic de poveste pentru cei doi însurăței. Nu mai e mult până începe dansul mirilor, un alt moment așteptat la fiecare nuntă. Colegii mei, Mădălina Tanasă și Bogdan Borza, sunt în direct cu noi. Ei au privilegiu de a se afla acolo alături de invitații speciali, oameni influenți din toate domeniile, invitați la această nuntă organizată de Gheorghe Hagi pentru băiatul lui. Gheorghe Hagi, socru mare, extrem de emoționat astăzi. Bună seara, dragii mei! Bună seara, Mihaela! Așa este, este un privilegiu să fim seara aici, la petrecerea de nuntă a Elenei și... Este într-adevăr și au început să vină invitații. Au fost destul de mulți sportivi, destul de mulți fotbaliști care au ajuns, chiar și fost fotbaliști, au intrat mai devreme în acea încăpere pe care o vedeți în spate. Vorbim despre fotbaliști la Faru, Rivaldinho, de exemplu, dar și Victor Becali sau Denis Alibei, care a stat de vorbă cu noi, Denis Alibei, și a permis să facă și o glumă. A spus că și astăzi, ca întotdeauna, va pleca ultimul de la această petrecere. Așa cum spuneai și tu ceva mai devreme, Mihaela, Mircea Joana împreună cu Mihaela Joana au venit cu o mașină de golf, au ajuns la petrecere. Așadar, așteptăm și noi cu nerăbdare să vedem ce piesă au ales mirii pentru dansul mirilor de deschidere al nunții. Cred că spun bine, Bogdan, niciunul dintre noi nu este căsătorit, deci practic nu cunoaștem foarte, foarte bine cum se derulează o nuntă, doar știm foarte multe lucruri prin prisma faptului că am participat la foarte multe nunți. Eu trebuie să spun eu vreau să spun că nu am participat la nicio nuntă, deci este prima nuntă la care particip. Este chiar un privilegiu, așa cum ai spus și tu și a spus și Mădălina mai devreme, e un privilegiu să particip. Prima mea nuntă să fie chiar nunta anului 2024 aici la Palatul Știrbei. Ai deschis foarte, foarte bine seria anunților. Eu mă declar o nuntașă de adevăratelea, dacă mă pot numi așa. Îmi place foarte mult să dansez, să fiu pe ringul de dans, așa cum cu siguranță toți invitații prezenți la această petrecere cu foarte, foarte fast și ați văzut deja în imagini oameni foarte eleganți, oameni foarte importanți din foarte multe domenii, atât prieteni apropiați ai familiei Hagi, cât și prieteni apropiați ai familiei Tănase. Mihaela, te rog. Victor Becali a trecut pe lângă voi în urmă puțin timp și ați obținut și declarații de la el, le vom vedea împreună imediat. Comentam aici cu invitații Mădălina, Bogdan, faptul că este o adevărată paradă a eleganței cu care trebuie să ne mândrim, pentru că aceste imagini vor face cu siguranță în conjurul lumii, având în vedere cine este socrul mare, având în vedere cine este mirele la această nuntă. Am văzut deja că Ianis Hagi a schimbat costumul pentru petrecerea de la Palatul Știrbei. Nu mai este în aceeași ținută cu care a fost la biserică. Sunt multe dintre invitate care și-au schimbat ținutele și le vom analiza mai târziu. Haideți să și urmărim declarația pe care a făcut-o Victor Becali în urmă cu puțin în timp ce l-a urat însurățeilor. Pentru mirii din această seară. Mesaj. Ce mesaj poți să transmiți decât casă de piatră, să fie fericiți, un cuplu frumos, să fie sănătoși, să aibă, să facă copii frumoși și mult noroc în viață, pentru că au nevoie. Care sunt cele mai importante trei tradiții la o nuntă de machitoni? Tradiții la machitoni sunt multe, nu știu dacă pot să spun trei tradiții. Sunt foarte multe, adică
Să știți că și la noi, într-un fel, diferă tradițiile. Spre exemplu, cum sunt la olteni, la ardeleni, la moldoveni, deci nu sunt chiar la fel tradițiile, dar încă, din fericire, pentru noi se mai respectă. Dați-ne și o informație așa, din interior, ce l-așteaptă pe Ianis după această nuntă, din punct de vedere fotbalistic? Ce l-așteaptă pe Ianis? Se prezinte pe echipa lui și după aia să vedem ce va fi. Nu știu, nu pot să vă spun eu acum, pentru că chiar nu știu. Dar, oricum, eu sunt convins că Ianis va reuși, adică se va impune la orice echipă s-ar duce. Ce sfat le dați mirilor așa de început de drum? Au părinții care le dau sfaturi. Eu nu pot să le urez decât să fie fericiți, atât. Petrecere frumoasă, mulțumim! Pe care e un mesaj pentru mine. Mădălina, toată lumea așteaptă să vadă soțiile fotbaliștilor, de asemenea politicienii. Ai o listă a politicienilor care au ajuns până acum? Ai reușit să recunoști pe cineva printre invitați? Sau ei își fac apariția puțin mai târziu, după lăsarea întunericului? Ce știi? Până în acest moment l-am văzut pe Mircea Joana și pe Mihaela Joana. Au venit împreună, așa cum vă spuneam, într-o mașină de golf. Eu îi aștept cu nerăbdare, vă spun sincer, pe Adelina și Cristi Chivu. Eu cred că vor veni tocmai din Italia la această grandioasă petrecere. Vedem dacă vor sosi. Nu au apărut până în acest moment. Nu știu dacă ai văzut tu, Bogdan. Nu i-am văzut nici pe Adelina, nici pe Cristi Chivu. Sunt și foarte multe alte nume importante care ar trebui să vină. Nici Simona Halep până la acest moment nu și-a făcut apariția și ea se află pe lista invitațiilor de la această nuntă. Mi se pare că îi vedem chiar acum în imagini. Îl văd pe tatăl Simonei Halep. Wow! Formidabil dacă se întâmplă acest lucru. Parcă nu este și mama. Acum. Mama și nu văd până la monitorul de control foarte bine, dar sunt într-adevăr părinții Simonei Halep. Mama și tata și Simona este în spate. Da. Simona este în spate. Da. Îi vedem, noi îi vedem acum, Mădălina Bogdan, vedem imaginile filmate din alt unghi. O așteptăm să ajungă acolo, pentru că are un drum de parcurs. Da, este acea alee de 50 de metri frumos împodobită, cu 3000 de lumânări, cu mii de fire de flori, să știi, albe și verzi. Nu e foarte simplu. Pășești pe acea alee având tocuri cu mașina de golf, e foarte, foarte simplu, dar îmbrăcată festiv cu tocuri e anevoios, ca să spun așa, să mergi pe acea alee. Deci mare, mare atenție și dacă se mai împiedică cineva să treceți cu vederea. Uite, pentru că Simona e greu. Acolo. Da, Simona așteptăm, acolo, în spatele părinților. Noi, din unghiul în care ne aflăm, da. Nu o să o vedem. Noi o vedem, să știți, și este îmbrăcată într-o roche neagră. Este o așteptăm elegantă, pentru că, ca de obicei, Simona. Din moment în moment o să sosească. O roche lungă, doamna Grapini mă ajută pe partea aceasta de ținută feminină. L-a respectat dress code-ul. Sigur că da, este obligatoriu la un astfel de eveniment de o asemenea talie. Stă în umbra părinților ei, cumva, Simona Halep. Au crescut-o pe Simona părinții în aceleași valori cu care au fost crescuți, da, și Ianis Hagi și mireasa lui Elena. Nu știu dacă aveți poza, dacă știam, o aduceam când era Simona foarte, foarte mică cu Hagi. Era ca un băiețaș, așa. Da, da, mi-aduc aminte. Anișor, da. Și deci ei sunt într-o relație de prietenie de când era Simona foarte mică și l-admira pe Hagi, dar bineînțeles că a ales tenisul. Poza este foarte frumoasă, eu o am, dar n-am știut. Da, să știți că am avut o invitată aici la Antena 3 CNN, la News Magazine, pe Kira Hagi, care este de o modestie deosebită și este o actriță foarte talentată. Da. Am văzut-o și pe scenă. Uitați, și acum Simona este Simona se vede în toată splendoarea. Merge cu atenție, pentru că e pe tocuri, deși ea de obicei este în echipament sportiv, pe teren de tenis, acum și-a adaptat ținuta. E foarte elegantă. Am văzut-o și altă dată foarte elegantă și mi-aduc aminte și nunta Simonei Halep a fost una deosebită, cu invitați de seamă. Dați-mi voie să-i salut și pe ceilalți
invitați care ni s-au alăturat în această seară, domnul general Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale, este alături de noi și urmărește cu mare atenție invitații care sosesc la frumosul Palat Știrbei. Mulțumesc, domnule general. De asemenea, domnul Bogdan Ciucă, reprezentant pe USL, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Analizăm imediat și evenimentele majore ale zilei în plan internațional. Simona Halep i-a salutat pe colegii mei jurnaliști. Sunt curioasă dacă le face o urare mirilor. Da, cred că chiar acum le face această urare. Să o urmărim. Sunteți foarte frumoși, foarte bine. Foarte bine. Mulțumim la fel. Punem, te rog, un început de drum pentru Ianis și pentru Elena. O petrecere, vă aștepta la o petrecere așa cum e la Machidon până dimineață? Sunt convinsă că așa va fi. Este o familie foarte, foarte specială pentru noi toți și mă bucur tare mult că pot fi prezentă. Le doresc casă de piatră și multă fericire pentru că e cea mai importantă. Ne te rog, intri și tu la hore, intri la dans? Bineînțeles. Cu mare drag și cu mare plăcere. Hai, care este dansul tău noaptea? Nu știu cât voi sta, dar voi sta cu mare plăcere. Care este dansul tău preferat? Machedonez, bineînțeles. Toate sunt. Toate sunt frumoase și atât cât pot și cât știu, dansez. Ce urare ai pentru Ianis și pentru Elena? Păi casa de piatră, în primul rând, să fie fericiți, să se înțeleagă, să se respecte și să se plimbe peste tot, pentru că sunt foarte tinerei, dar știu că Ianis mai are activitate și îi doresc mult succes, multă încredere în el și să-i meargă totul bine. Vă mulțumesc! Seară frumoasă! Seară frumoasă! Mihaela, este un privilegiu să ai un fost numărul 1 mondial în emisiune, în direct, alături de noi. În direct. Ieri, sigur, a fost finala de la Wimbledon. Toată lumea și-a adus aminte de Simona când a câștigat acel numărul 1 dintre turneele